Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou videoclip, Băiatul Adițu. Astăzi vă aducem un videoclip cu pisica. Ei, mă mușcă. De ce mă muști? Așa le arăți tu oamenilor cum te comporți tu cu mine, mușcându-mă, uitați-vă. Mă mușcă și nu, dă drumul la mână. Nu, nu vrea. Mă, băi și fete, astăzi facem un vlog cu pisica, mă, ușor că o să o caz de aici, de pe pervaz. Facem un vlog cu pisica pentru că vreau să vă fac un micuț update, pentru că pisicuța mea a pățit niște chestii destul de nasoale și acele chestii sunt pe burtică aici. O să vi le arăt în câteva momente, dar dacă mai aveți vloguri de genul acesta și vreți să mai vedeți nebunii de genul acesta cu pisica sau vloguri în general, uite acum se linge și ea ca nebună, nu uitați să dați și voi clip pe butonașul de like. Oricum, puteți să dați follow pe Instagram, aveți Instagram-ul meu în descriere, tihata.ganicus, follow acolo, mulțumesc. Și haideți să vă povestesc și să vă zic care este faza cu pisica și ce a pățit ea de, a fost bolnăvioară sau chestii din astea. O să vedeți și o să vă explic, poate o să vă și arăt operația propriu-zisă, pentru că acest motănel a fost operat. Dacă nu știți care este povestea acestui motan, eu am mai făcut un video acum câteva luni în care am povestit cum l-am găsit, unde l-am găsit și ce am făcut cu el ca să îl salvez. Pentru că el, dacă nu îl salvam eu, el murea. Așa că... uitați-vă ce-mi face, mă mușc acum. Na. Deci, haideți să vă arăt, poate se va da jos de aici ca să pot să vă prezint mult mai bine ce are acest motănel frumos. Deci, acesta este motănașul. Care este faza cu el și ce a pățit el? Din câte vedeți, el a mai crescut de la videoclipul anterior, cei care știau și l-au văzut de la primul episod, primul videoclip cu el. L-am văzut și își aduc aminte cât de micuț era acest motan. Acum, bineînțeles, a mai crescut și el, acolo e mâncarea, acolo sunt niște bobițe, niște apiță și poate mă vedeți și pe mine acolo, hello, așa, el stă pe aici, miroase. Bun, care este faza? Motanul ăsta nici măcar un an nu are, deci el efectiv are vreo 10 luni și ceva, fix acum s-a pus și el să mănânce. Și nu știu dacă puteți să vedeți, dar fix acolo la lăbuță, vedeți chestia acolo, e puțin, îi lipsește blănița de acolo pentru că a fost ras ca să îi se facă niște perfuzii pentru operație. Care a fost faza cu operație și care a fost toată situația asta și ce s-a întâmplat cu el, o să explic în câteva momente, dar o să lăsăm și noi să mănânce pentru că nu e frumos să-l deranjăm când mănâncă, corect? Cred că mă atacă. Vrea să mă atace, vedeți? Nu, motanul! Mă mușcă! Băieți, mă mușcă motanul. Bun, haideți să... poate să vă arăt efectiv care este faza cu acest motan frumos. Ei bine, el pe burtică, la un moment dat mă jucam cu el, mă joc eu de obicei cu el, nu știu, nu cred că și de fapt n-aveți cum să știți, eu de obicei mă joc cu el, îl fac, se aruncă pe aici, vine la mine, se joacă cu mine, mă mușcă. E, uite, acum cu ocazia asta puteți să vedeți ce are și pe burtică, poate ne apropiem puțin de el ca să vedem mai bine. Chestia este că eu mă jucam cu el, efectiv, și la un moment dat pe burtica lui, acolo este operația, e o operație destul de măricică, e aproape pe toată burtica. Efectiv, i-am simțit o chestie micuță, o bubiță așa sub piele, practic, știi? Un gâlmă, o gâlmă, ceva, știi? Și i-am spus lui maică-mea, pe evident că, da? I-am spus lui maică-mea, băi, uite, are aici, uite, efectiv, aici are, i-am simțit ceva. A pus și ea mâna, a observat și ea și, în fine, fast forward, am fost la veterinar și am... cum se numește, am făcut așa o investigație să vedem ce se află acolo, efectiv, știi? Și până la urmă era un chist. Și chistul ăla, prima dată când am fost noi, era destul de micuț, adică era puii mei, cât unghia mea, ceva de genul, știi? Foarte, foarte micuț. Dar în timp a crescut și de la foarte, foarte mic cât era acolo, s-a făcut la 2 cm. De la 2 cm până să se facă operația, ajunsese la 7 cm, adică ea, efectiv, chestia aia, prostia acolo, nu știu, chistul ăla, efectiv, în timp creștea. Ia uite-l și pe el. Ia uite-l, mă, și pe el, ce stă acolo, mă, tăru. Așa, și efectiv, chestia de acolo, de pe burta lui, creștea non-stop. Și vă dați seama că nu puteam să-l lăsăm așa, să, nu știu, să se răutățească situația. Așa că am fost cu el și l-am operat. Este operat de aproape, habaram, cât să zic, să zicem... o săptămână, aproape o săptămână de când a fost operat.
Nici nu vreau să vă spun cum s-a comportat pisicul efectiv în seara în care l-am luat de la cabinetul veterinar și cum era el. Săracul, trece și el prin foarte multe probleme. Dacă vă interesează cam așa arată, puteți să puneți pauză să vă uitați. Chiar nu vreau să vă, pentru iubitoarea de animale, să vadă chestia asta îndeaproape, că știu că e nasol. Și pe lângă chestia asta că i-am făcut operația, l-am mai și sterilizat, adică nu cred că trebuie să vă explic eu ce înseamnă sterilizarea. Deci, na, dacă vreți să știți ce înseamnă și dacă nu știți ce înseamnă sterilizare, căutați pe Google. Dar chestia este că acest motănel este acum chiar foarte, foarte bine. A început să se joace cum ne jucăm noi de obicei. De obicei fac eu, uitați așa, îi fac așa pe jos. Acum văd că e destul de somnoros. L-am spus mai devreme cum închidea ochii și cred că vrea să doarmă, dar eu îl chinui aici. Te chinui, Gigele? Te chinui, mă, Cody? În caz că nu știa să-l cheamă Cody, asta pentru că în videoclipul anterior, când am făcut clip cu despre el, nu am țin minte că am menționat, dar foarte mulți m-au întrebat după: bă, dar cum îl cheamă pe motanul ăsta până la urmă? Ei bine, îl cheamă Cody. Îl cheamă Cody și e un motan. El pup. E cât de frumos e el. Îmi place să-i fac, uite. Nu. Îl vedeți? Efectiv așa ne jucăm noi și fac așa. Nu pot să las în pace așa, ia, pac. El să mă muște, să-mi facă rău, să... Deci efectiv eu nu-i fac nimic, absolut nimic, el mă trage acolo cu lăbuțele, vedeți cum mă ține? Cert e și mă bucur că acum este ok și că a început din nou să fie cum era el înainte. În sensul că nu mai e cum a fost în prima... uitați să vă și voi ce face pe mână aici. Nu ar trebui să-l mai las să mă mai muște, că mă doare și pe mine. Și efectiv mă bucur că acum este destul de ok, în sensul că nu mai e așa gen morocănos. Știi, acum vă a început să se joace cu mine, din câte vedeți, se joacă acolo, se aruncă, face el nebunel. Dar acum e destul de obosit pentru că, nu știu, e el obosit, vrea să se culce și el. Da, și cert e că... Acum trebuie să așteptăm să vedem ce pui mei era chestia aia de acolo. Pentru că acel chist, să vedem dacă e gen... să spunem că nu e ceva care are cancer, știi? Adică, na, pui mei. Deci, da. Și, by the way, aici i-a făcut perfuzia. În sensul că, uite, aici nu mai avea blăniță, i-a tăiat aici blănița ca să-i bage o perfuzie aici. Țic. Și gata. Uitați-vă cum stă. Bă, deci are pisicul ăsta un stil să stea. De obicei, el știți cum stă? Stă efectiv, pune lăbuța peste picior așa, știi? Și stă așa ca nebunul. Nu știu, mi se pare foarte, foarte drăguț pisicul ăsta. Și, din nou, vă reamintesc, dacă vreți să mai facem vloguri cu pisica sau, în general, vloguri, să vă prezint diferite chestii sau nebunii din astea, by the way, filmez cu telefonul, sper să se vadă bine și sper să se audă și bine, dați-mi și mie acolo un comentariu, dați un like, nu știu, un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Și dacă vreți să vedeți primul vlog cu pisica, să aflați cum l-am salvat, aveți link în descriere. Sau puteți să intrați pe canal și vedeți acolo vlogul cu pisica, primul vlog cu pisica. Ce, mă, Gigele, te-ai culcat, îți este somn? Uitați-vă la el, vrea să doarmă și el și eu îl zăpăcesc pe aici. Ce cârnat, of, Doamne. Nici nu vreau să mă uit la chestia aia pentru că mi-aduce aminte cum era el atunci și foarte, foarte aiurea. Oh, nu! Atacă! L-ați văzut cum se aruncă? Doamne, e o figură pisicul ăsta. E o figură pisicul ăsta. Călbat! Aula, Doamne. Mă, băi, și fete, dacă ați vrea să vedeți un videoclip în care efectiv noi cu pisicul ăsta... Ai că mă doare, răule, mă doare. Dacă ați vrea să vedeți un videoclip cu pisicul ăsta în care ne jucăm efectiv tot videoclipul cu el, pentru că am câteva jucării care lui, aici sunt încălțările, gen, el se duce efectiv. De ce îți place ție să stai acolo? Nu înțeleg. Noi mergem pe jos cu alea și tu vrei să te pui pe acolo? Pisic nebun. Deci dacă vrei să vedeți efectiv un videoclip în care ne jucăm tot videoclipul cu el, 10-15 minute cu el, nu există să-mi spuneți acolo în comentarii treaba asta. Ei, nu se... Cum adică te speli? Fix în videoclip te speli. Cum adică nu ți-e rușine? Săracul de el, trebuie să-l lăsăm în pace să-și facă și el o toaletă. Cut. Aici este și calculatorul meu, asta e și camera mea. Mi-am făcut câteva schimbări în cameră în caz că erați curioși. Apiță, o sticlă goală, ceva de nas,
clopoțelul pe care trebuie să dați voi pe YouTube dacă sunteți abonați. Da, și cam asta e și camera mea, dacă erați curioși să mai vedeți chestii. Bun, mă băi și fete, cam asta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și eu să mai vedeți chestii de genul acesta în continuare pe canalul meu, nu uitați să dați și voi clip pe butonul de like și pe cel de subscribe dacă nu ați făcut-o. Ce pot să mai spun? Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți de genul ăsta de vloguri. Nu neapărat cu pisica, vloguri în general. Dacă vreți să mai vedeți chestii de genul acesta, spuneți-mi acolo. Bun, eu am fost Beatru Dirțu, aveți toate chestiile importante în descriere. Noi vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Zici și tu pacuri, nu zici și tu nimic. Nu cred, e cam ocupat să se spele. Așa că o să vă zic eu pa din parte.